Pe partea științifică știm bine ce înseamnă cercetarea în Statele Unite. Au cele mai puternice unități de cercetare și în domeniul real, și în domeniul uman, și în domeniul social. Au cele mai puternice organizații profesionale, cum e IEEE în domeniul nostru. Ei, practic, dau tonul cercetării mondiale. Sigur că Uniunea Europeană, din care facem parte, încearcă, are niște performanțe deosebite, dar nu investește pe cât de mult investesc americanii. Americanii vânează capete, la ei hand hunting-ul funcționează, e mult mai ușor, poate că e mai puțin constructiv să nu-ți crești valorile, ci să le iei în momentul în care au confirmat, dar eu nu-i acuz, pentru că probabil că și noi am face absolut la fel. Însă ne lovim de unele bariere, nu atât de mentalitate, cât de reglementări. Ei nu au reglementările federale atât de mari și atât de puternice, fiind completate practic de reprezentările, de reglementările statale. În schimb, în Uniunea Europeană, unele practici și reglementări de nivel european nu ne permit să luăm exemplele de bune practici din Statele Unite să le aplicăm la noi. Și e păcat, pentru că într-unele domenii chiar pierdem foarte mult. Realizările sunt multe, de la after school, STEM, Science, Technology, Engineering and Management, la promovarea transportului electric, la dezvoltare personală. Foarte, foarte, avem 19 proiecte, dintre care, într-adevăr, două constau în realizarea unor vehicule recreaționale și utilitare cu sprijinul companiei Ford și al fundației Ford, finanțarea lor. Asta înseamnă că dorința lor de a accentua componenta electrică s-a materializat și aici. Le vom pune la dispoziția craiovenilor niște carturi electrice care pot să fie setate pe baza unui soft pe care noi îl controlăm, astfel încât, în funcție de categoria utilizatorului, să nu le expunem la riscuri. Să-i arătăm că se poate obține adrenalină și la viteză mică, cu cupluri mari, cu accelerații foarte rapide. Dar să știți că nu numai acesta a fost vehiculul electric creat în cadrul acestui proiect. Am creat un vehicul utilitar care în curând va fi folosit pentru aprovizionarea centrului vechi al orașului, astfel încât acolo să fie o zonă lipsită de bioxid de carbon, să fie absolut nepoluantă. De asemenea, studenții, în urma unor vizite pe care le-am făcut la Deveselu, au convins GI-ii americani să participe la un proiect, să-i spunem parc de aventuri în parcul Tineretului, dar nu în sensul pe care îl cunoaștem noi. Probabil că vom face în final și tiroliene și parcursuri de acelea cu sforile în copaci, dar filozofia e alta. Toate au un scop, anume, americanii, de ce să nu recunoaștem, militarii americani sunt mai credibili, nu neapărat motivat decât militarii români, dar sunt mai credibili, ăsta e un fapt. Și atunci i-am invitat să vină și să ne explice nouă, civililor, cum este ca în situații de război să fii adus să te confrunți cu propriile limite ca să eviți moartea. Pentru că dacă ți-e teamă de înălțime sau ai orice altă fobie, ai două șanse. Ori îți învingi teama, ori mori. Am dorit să facem lucrul ăsta și cu cetățenii ai orașului Craiova, motiv pentru care au manifestat o deschidere extraordinară, practic ne-au dat planurile bazelor de antrenament pe care ei le construiesc în orice loc în care se duc să își facă o bază militară. Sunt niște... e un tip de mobilier militar în care te confrunți cu propriile limite, iar militarii americani împreună cu toți cei care ne sprijină vor încerca să-i convingă pe români, pe craioveni, că pot să-și învingă limitele. Vom continua, știi, cu stretching și cu multe alte lucruri, încercând să mergem și spre partea de mișcare și de trai sănătos.